Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rod. Am să vă fac o nouă etalare cu tarotul magic, tarotul destinului, tarotul viselor, pentru ziua de miercuri, 14 octombrie. Și vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante cu pietrele, piatra verde prima, piatra albă a doua, piatra roșie a treia, gândindu-vă așadar la ziua de miercuri, 14 octombrie, la ce vă doriți de la aceasta și să vedem ce prezic cărțile de tarot. Am să vă las câteva clipe să vă alegeți varianta. Ok, și voi începe cu prima variantă, piatra verde, o să o las aici să o vedeți. Se grăbește poate o despărțire de o femeie sau o stare de singurătate. Atenție și la o ceartă, la anturaj. Puteți avea de-a face cu niște persoane așa mai ciudate. Unii dintre voi poate aveți și probleme de sănătate. Aici veți găsi o soluție. Primiți niște vești. Veți a reușit să depășiți o situație poate dificilă, poate și legată de bani, poate și legată de niște vești, de niște drumuri, dacă vă păstrați calmul, pentru că soluții sunt, vă vin vești, poate chiar sau inspirați, veți fi inspirați de către un tânăr, aici îmi pare un tânăr care încă mai studiază. Trebuie să fiți mai ambițioși, mai determinați, vi se poate face dreptate într-o situație. Ok. Din ce văd eu aici, profesional, o femeie joacă un rol important. Puteți fi voi această femeie, femeie brunetă. Poate să fie vorba despre faptul că voi sunteți independentă, lucrați poate pe cont propriu sau vă faceți o afacere propriu. Mâine, inteligența joacă un rol important pentru voi. Pentru unele poate să fie vorba și că rămâneți însărcinate, sunteți mamă, vă ocupați de copii, de familie, meseria voastră, rolul vostru este acela de a fi soție, mamă sau șefă, poate și așa, depinde, sau veți avea de-a face cu astfel de femeie, poate fi o femeie dintr-o zodie de foc. Relațional aici îmi pare că stelele vă surâd, veți avea poate o întâlnire de destin, fiți atenți și la visele de noapte, că vă spun ceva, vă comunică ceva. Pentru unii dintre voi vă îndepliniți un vis, poate am zis că rămâneți însărcinate sau deveniți mamă, că mi-apare de aici la profesie. Veți fi poate cerută de soție sau veți cunoaște sufletul vostru pereche, vă îndrăgostiți poate la prima vedere. Veți avea mai multă creativitate, mai mult romantism, poate veți fi mai dornice să vă întâlniți cu persoana iubită, să aveți întâlniri romantice, declarații sub clar de lună. Este o perioadă potrivită de visare, să vă faceți vise mai mari, să vă ocupați de dragoste, de romantism. În orice caz, va fi o zi armonioasă, plină de pace, de iubire, de înțelegere, de mai multă armonie. Pentru unele poate chiar face și un drum. Drumul e presărat de stele. Drumul indicat de stele, să zic așa, da? Deci, către destinul vostru, profesional, material, spiritual, emoțional, intelectual. Iar cu banii aici îmi pare că poate unii dintre voi sunteți într-o perioadă de pauză, de reflexie, de sunteți într-o perioadă în care puteți să luați o pauză, să zic așa, sau vă puteți permite să plecați într-un concediu.
sunteți într-o stare de siguranță, vă simțiți inconfortabil, poate aveți asigurări de făcut sau ați făcut asigurări, aveți niște beneficii care veniți sigur, ceva care vă dă o stare de visare, de fericire. Poate voi sunteți și îndrăgostiți. Unii dintre voi poate și acest lucru vă dă această stare euforică, da? Sau veți ocupa de visele voastre. Mâine veți cheltui bani în acest sens pentru a vă împlini visele voastre. Sau banii vin la voi așa cum visați voi, cum vă doriți voi, așa se întâmplă. Din punct de vedere al sănătății, se pare că sunteți în forță mâine, veți avea multă energie pozitivă, poate și drumurile vă ajută, reușiți să vă reveniți, să vă regenerați, să vă refaceți starea de sănătate. Aveți multă energie, multă forță, totuși e bine să o țineți sub control, da? Să nu faceți exces, să nu faceți exces de forță sau de energie, să consumați prea multă energie, să vă obosiți prea tare, ci încercați să vă dozați pentru ca să aveți mai multă energie pe timp mai lung. Pentru că aveți mâine așadar o zi în care veți străluci, mai ales ca femeie, vă veți pune poate în valoare frumusețea, aspectul vostru fizic, intelectual, emoțional, da? Sunteți într-o stare de îndrăgosteală, vă îndrăgostiți, fie la prima vedere, fie în relația voastră e mai multă dragoste, mai multă armonie. Vă ocupați mai mult poate și de frumusețe, că unele aici la profesie poate vă ocupați chiar de frumusețe, de a faceți o afacere în acest sens, da? Sau de copii, de studii, de educarea copiilor și acest lucru vă încarcă pozitiv, vă dă multă energie pozitivă și ca și surpriză aici mi-a ieșit această carte care îmi vorbește de trecut. Veți avea poate niște nostalgie de trecut. Vă uitați în trecutul vostru, poate vreți să reparați ceva din trecut sau veți avea întâlnirea cu sufletul vostru pereche din trecut. O persoană cu care ați mai avut o relație în trecutul vostru și puteți repara ceva din trecutul vostru pentru unii. Iar pentru alții poate să fie întâlnirea cu sufletul pereche dintr-o viață anterioară, că aveți stelele aici la relații și e posibil să vă întâlniți sufletul vostru dintr-o viață anterioară. Poate chiar deja îl și cunoașteți, dar nu ați avut încă o relație cu aceasta și acum poate lucrurile încep să meargă în direcția respectivă. În orice caz, îmi pare aici că întâlnirea cu sufletul pereche va fi posibilă mâine. Chiar dacă poate sunt și niște, aveți și o stare de netristețe, de nostalgie, dar nu ține mult, pentru că voi aveți multă energie pozitivă, sunteți într-o formă fizică bună. Văd aici multe semne de apă și de foc pentru voi aveți mâine aici, deci săgetător, leu și berbec și aveți și rac, scorpion, pești, dar aveți, văd și fecioară, care e semnificată de stele, sau, mă rog, ascendent, neapărat zodie, sunt influențe. Da, cu aceste zodii, persoane, fie voi, fie celelalte persoane cu care interacționați, pot avea astfel de influențe zodiacale. Cam asta e ce văd pentru mâine la ziua la voi. Deci o zi reușită, armonioasă, în care stelele, divinitatea vorbește, vă spune ceva, vă scoate în cale destinul vostru, vă îndepliniți niște dorințe. Deci trebuie să aveți mai multă încredere în voi. Și haideți să vedem și la a doua variantă, varianta cu piatra albă, să vedem la voi ce spun cărțile, dacă vi se îndeplinesc dorințele, dacă veți avea o zi reușită, miercuri 14 octombrie. Da, mâine vă vine vreo veste, vreo soluție, ceva nou începe, reparați din tot trecutul vostru prin care ați avut multe, poate multe, multe, multe erori, multe greșeli, multe suferințe sau multe eșecuri, ceva nou începe, mai există o șansă, da, și aici, poate prin munca voastră, prin profesia voastră, prin talentul vostru, poate vă descoperiți vreun talent sau vă puneți în valoare un talent, un dar. Descoperiți o soluție, reușiți să rezolvați o problemă, luați un examen, da, veți fi mai determinați să rezolvați o problemă. Da, veți avea o zi reușită. Mâine, profesional, aici îmi pare că există poate și o anumită, am zis că aveți poate niște eșecuri
poate profesional, ați avut niște eșecuri sau întârzieri, ați mers încet, nu ați reușit să înaintați, ați avut poate o blocaje sau întârzieri mari pentru faptul că ați avut și niște rivali, persoane care vă urmăresc din umbră sau care vă ies în cale, vă tot felul de obstacole, vă scot în cale tot felul de obstacole, dar și voi, poate în urma voastră, în trecutul vostru, n-ați reparat ceva, n-ați făcut totul cum trebuie, ați lăsat ceva nefăcut, nu știu, nu ați terminat școala, nu ați avut încredere prea mare în voi, n-ați avut curaj, n-ați vorbit la timpul potrivit, etc. Și pentru aceasta e înaintea sa înceată, așa să zic, a voastră. Dar reușiți, depășiți dificultățile, vezi, trebuie să fiți voi mai optimiști. Mi-a ieșit și o carte bâtelor, despre zice, influența zodiilor de foc, deci este o zi în care puteți să mai mergeți, să mai înaintați, să faceți niște progrese într-o profesie sau legat de muncă, să depuneți o cerere, să vă vină niște speranțe, încep să iasă speranțele, începe lucrurile să se miște, să zic așa, deci mâine ceva, un progres, o reușită puteți avea, o înaintare. Cu toate că trebuie să fiți atenți că dificultățile n-au dispărut, dușmanii n-au dispărut, deci tot mai există, persistă, dar voi trebuie să fiți mai determinați, mai hotărâți să rezolvați problema odată pentru totdeauna. Din punct de vedere relațional, aici văd influența unei femei, a reginei de bâte, deci o femeie joacă un rol important într-o relație pentru voi, fie că sunteți voi, fie că e vorba de o parteneră, de o prietenă, mamă, soție, nu știu, o femeie joacă un rol, va juca un rol, poate fi vorba și de o nouă sarcină, de o nouă relație sau de ceva, dorința de libertate, poate vă doriți mai multă libertate, mai multă independență sau veți avea de-a face cu astfel de persoană, mai că sunteți mai creativă, mai intuitivă, mai... vă plac copiii, poate copiii își pot juca și aceștia un rol important pentru voi ca femeie sau rolul vostru de soție și de mamă poate avea un rol important în relațiile cu ceilalți. Puteți să străluciți mâine, să fiți mai respectată, mai iubită, mai apreciată. Și din punct de vedere al banilor, aici văd că vă vin vești rapid, vă vin niște vești, veți face poate și niște drumuri, călătorii scurte sau mai lungi în funcție de... situația voastră, dar în orice caz va fi o zi activă, o zi în care poate va trebui să luați și decizii foarte rapid, să faceți drumul rapid, să vă mișcați repede ca să rezolvați niște probleme de a câștiga bani, de a investi bani, de a rezolva niște probleme cu bani. Și sănătatea îmi pare că e în siguranță, sunteți într-o stare de stabilitate, vă simțiți bine, plin de energie, poate chiar aveți asigurări sau sunteți protejați, aveți o imunitate bună, da? Aveți un tratament bun care vă dă putere, vă dă forță. Situația voastră materială, spirituală, economică sau emoțională este bună, da? Aveți multă energie pozitivă. Și surpriza voastră este aceasta, la fel, această stare de satisfacție, de împlinirea unei dorințe, că ați ajuns acolo unde v-ați dorit, v-ați îndeplinit un obiectiv. Poate că veți obține niște bani, poate că veți obține un post, poate că veți obține o apreciere sau ceva. Da? Deci îmi pare că aici sunteți într-o stare de poate și de relaxare. Unii dintre voi vă luați o pauză, vă odihniți, vă simțiți în regulă. Dar sunteți înțelept, ați căpătat acea înțelepciune necesară care să vă dea încredere în voi. Da, deci veți avea mai multă încredere. Este o zi așadar foarte pozitivă, cu multă energie pozitivă, cu lucruri care pot să se miște chiar foarte rapid la un moment dat. Vă dăm multă reușită. Aveți multe zodii de foc aici voi, deci sunt patru cărți de bâte, ceea ce îmi spune că veți avea de-a face cu zodii de berbec, leu sau săgetător și aveți și zodii de pământ, fecioară, taur sau capricorn, care influențează așadar ziua de miercuri 14. Deci este o zi foarte reușită. Și haideți să vedem și la a treia variantă, varianta cu piatra roșie, să vedem la voi cum va fi ziua de miercuri 14 octombrie. La voi se grăbește. Atenție cu instituțiile statului voi aici. Atenție cu justiția, drumuri, văd că apar niște drumuri. Da? Sau cu oamenii, cu funcție sau voi, dacă sunteți într-o poziție de răspundere, trebuie să fiți corecți, cinstiți, echilibrați, să nu intrați în certuri și scandaluri, se poate apărea așa o stare de zguduială într-o situație, ceva neprevăzut, care să vă dea poate peste cap niște planuri. Da,
Aici pentru unii poate aveți, mi-a apărut stelele și acest tânăr de spade, poate că aveți întâlnire și de destin cu cineva, adică într-un fel e scris în stele să vă se întâmple, sau, mă rog, stele vă sunt favorabile, poate să faceți anumit, să aveți, să vă îndepliniți niște vise, de fapt asta este întâlnirea de destin, este întâlnirea pe care voi ați visat-o, ați dorit-o mai devreme sau mai târziu, într-un fel, fie conștient, fie inconștient, că de aceea e bine să ai grijă ce dorești că se împlinește, ce gândești cu alte cuvinte, da? Pentru că dorință sau gând e același lucru până la urmă, doar că atunci când ai o dorință, ai o te concentrezi mai mult pe ea, iar atunci când ai doar un gând, poate să fie așa fugitiv. Și atunci energia este mai slabă și poate nu se împlinește foarte repede, dar se împlinește. Pentru că acest tânăr poate să fie vorba de un tânăr mai agresiv. Și atunci puteți avea o întâlnire cu un tânăr, deci de ce vă e frică, nu scăpați. Sau, da, puteți avea așa, deci trebuie să fiți atenți, parcă cineva vă urmărește, îmi pare mie aici. Pentru unii poate vi se îndeplinește un vis să cunoașteți acel tânăr pe care vi-l doriți. Poate și acest lucru, să faceți un copil, să începeți o școală nouă, poate și acest lucru, să începeți ceva nou. Da, uite că e un tânăr aici care a ieșit răsturnat, deci e ceva în neregulă cu un tânăr, cu ceva nou, o situație nouă. Da, așa aici văd că aveți niște dubii. Deci trebuie să fiți totuși prudenți mâine, pentru că uite și la profesie mea este această carte care îmi vorbește tocmai de prudență. Sunt niște obstacole, niște greutăți, niște pericole, să zic așa, poate și din cauza sănătății, eforturilor pe care le faceți voi. Nu trebuie să vă obosiți prea tare sau v-ați obosit prea tare, v-ați muncit prea mult, v-ați străduit prea mult și acest lucru vă pune în pericol profesia sau sănătatea, deci trebuie să încercați sau pur și simplu circumstanțele nu vă sunt tocmai favorabile și atunci trebuie să fiți prudenți. Poate pentru unii dintre voi veți sta acasă, poate e necesar să stați mai, sau să stați mai retrași. Da? Să priviți cu prudență ce se întâmplă, să acționați cu prudență. Din punct de vedere relațional, aici mi-a ieșit roata norocului, ceea ce îmi spune că apar niște oportunități mâine să schimbați ceva în viața voastră, în destinul vostru, că și roata norocului vorbește tot de destin, se învârte roata. E o chestiune și karmică, ca să zic, adică începe să se miște în direcția potrivită dacă acțiunile tale anterioare au fost potrivite, altfel se poate, se blochează, se de peste cap. Deci, mâine aveți ocazia să reparați poate ceva din destinul vostru, să refaceți o relație, să aveți oportunitatea să cunoașteți persoane noi, să faceți noi cunoștințe. Poate va trebui să luați și voi deciziile rapid, să vă decideți rapid dacă aveți sau nu o relație cu o anumită persoană sau dacă merită sau nu merită, etc. Deci, mâine apar niște oportunități să vă schimbați în bine ceva, să faceți un pas înainte. Poate chiar uriaș, un salt uriaș în față. Un noroc neașteptat poate apărea pentru voi să vă rezolvați poate o problemă prin tocmai printr-o persoană cu care faceți o, aveți o relație sau e băi, se încale exact persoana potrivită la momentul potrivit. Da, deci aici îmi apare o situație de noroc care îl veți avea mâine legat de relații, de dragoste sau de amiciție, colegi, etc. La bani aici trebuie să fiți atenți că mi-a apărut un tânăr și am apărut în poziția sa răsturnată și e vorba deci de o înșelătorie aici, de niște minciuni. Aici o persoană nu este de încredere, o persoană care e tânără, poate, dar oferă dragoste, dar nu este corectă, nu este, oricare are alte interese sau nu este doar cu voi, mai are și pe altcineva. Atenție să nu profite, pentru că aici poate să fie o situație de bani în care să intrați într-o înșelătorie legată de câștiguri. Când am zis și aici la profesie, poate cineva vă propune ceva. Și trebuie să fiți prudenți, să analizați că nu este momentul sau nu este persoana potrivită sau vedeți voi despre ce e vorba. În orice caz, prudența nu strică. Așadar, la situațiile noi de câștiguri sau de persoane cu care interacționați pentru câștiguri și, sau de persoane care le știți că sunt de neîncredere, da? Deci, pentru că puteți să fie o persoană pe care deja o cunoașteți și mâine tocmai vă descoperiți că vă înșală sau vrea să vă înșele. Surpriza voastră aici mi apare, surpriza, sănătatea îmi spune că veți găsi o soluție, vă vine vreo idee sau începeți un nou tratament, faceți ceva nou, vă ocupați mai serios de sănătate, da? Poate de a face exerciții fizice, de a face o dietă, de a lua un tratament, da? Deci sănătatea pare că este bună. Dacă și voi veți fi serioși în ceea ce faceți și tratați cu seriozitate sănătatea. Pentru
surpriza aici mi-a apărut doiul de spade. Deci trebuie să faceți o clarificare voi într-o situație legată de profesie, de relații, muncă, sănătate. Aici trebuie să faceți o clarificare sau mâine vi se iau un văl de pe ochi, începeți să vedeți mai clar. Aveți poate și o rivalitate, cineva, e o concurență, mai există o a doua persoană într-o relație, într-o situație. Trebuie să vedeți voi mai clar, poate lucrurile erau deja, dar noi nu le-ați văzut, mâine le puteți vedea. Mâine, sau veți avea niște dubii asupra unei persoane, că am zis și aici, mi-a purtat acest tânăr la câștiguri, deci mi-e răsturnată la această carte, deci poate să-mi vorbească că veți avea dubii la un moment dat într-o situație legată de ceva, de bani, de câștiguri, profesie, poate va trebui să vă lămuriți. Sau dubiile voastre legate de sănătate mâine se vor limpezi. Deci mâine vă puteți clarifica o situație, că începeți, cunoașteți pe cineva care să vă dea soluția potrivită pentru sănătate sau în relații, da? Deci aveați dubii, nu aveați încredere, dar mâine puteți să rezolvați. În orice caz, o clarificare este necesară și aveți șansa să depășiți niște dificultăți făcând o clarificare. Voi aveți aici multe semne de foc, de pământ și la și de apă și de spadă, de aer. Adică aveți săgetătorul, tot zodiacul, săgetătorul leu, berbec, aveți pești, rac, scorpion, aveți taur, capricorn, fecioară, aveți și balanță, gemeni sau vărsător. Acestea fiind spuse, eu sper că veți avea o zi reușită, miercuri 14 octombrie, că vă veți îndeplini dorințele și că va fi o zi excelentă din toate punctele de vedere pentru voi. Și vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube, Crista Rot, și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!